soare în micile băltoace rămase după topirea zăpezii în luna aprilie. Tritonul carpatic este o specie endemică sau indigenă a Carpaților orientali. Se întâlnește deseori împreună cu specia similară, tritonul alpin, care are însă un areal mai răspândit. În aria protejată situl Natura 2000 Ciomad Balvanioș, experții au reușit să observe doar câteva exemplare. Numărul redus de exemplare, lipsa băltoacelor și fluctuația precipitațiilor poate diminua și mai mult populația tritonilor. În bălțile cu apă, masculii urmăresc femelele cu multă perseverență, iar în cazul în care reușesc să le atragă atenția, încearcă să câștige simpatia acestora. În caz de succes, ouăle sunt amplasate pe frunzele plantelor acvatice. Din acestea se vor dezvolta larvele, care se transformă în adulți până la sfârșitul verii. După reproducere, tritonii devin iar terestre și se ascund în zonele umede ale pădurilor până în primăvară, când vor avea următoarea perioadă nupțială. Realizat în cadrul proiectului Managementul durabil al sitului Natura 2000, Ciomad Balvanioș, implementat de Asociația Vinca Minor. Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Sectorial Mediu.